Nu suntem într-un muzeu al trenului românesc. Ne aflăm chiar în gara din municipiul Câmpul Lung, la ora la care trebuie să plece trenul către Golești, singura variantă rămasă pentru mușceleni pentru călătoria pe calea ferată. Adusă la Câmpul Lung în anul 2006, săgeata albastră a fost retrasă de pe această rută. Începând de astăzi, câmpulungenii pot circula doar cu acest automotor, fabricat în jurul anului 1930. La Câmpul Lung au rămas câte două curse dus și două întors, însă doar până la Golești. Potrivit mersului trenurilor afișat, orarul este următorul. Plecări, Parc Crețulescu, ora 4:50 de minute, gara Câmpul Lung 5:12 minute, Golești 6:45, legătură spre București la 7:05 minute, sosire în București Nord 8:31 de minute. Parc Crețulescu, ora 15, gara Câmpul Lung, 15:22 de minute, Golești, 16:57, legătură spre București la 17:06 minute, sosire în București, 18:46. Sosiri, București Nord, 7:37, Golești, 9:21, legătura spre Câmpul Lung, 9:30, gara Câmpul Lung, 11:03 minute, Parc Crețulescu, 11:25. București Nord, 15:30, Golești, 17:14 minute, legătură spre Câmpul Lung la 17:25, gara Câmpul Lung, 18:58, Parc Crețulescu, 19:20 de minute. Prețurile biletelor sunt următoarele. Preț întreg 25 de lei, student 17,5 lei, pensionar cu cupon 17,5 lei, elev gratis în baza carnetului vizat pe anul școlar în curs. La trenurile cu plecare din Câmpul Lung, biletele se achiziționează de la personalul din tren. Informații suplimentare se pot obține la casa de bilete din stația Pitești, telefon 0731 990 361. Noul mers al trenurilor a intrat în vigoare duminică 11 decembrie și va fi valabil până pe 9 decembrie 2023.